Mulțumesc pentru prezența la conferința de presă a Partidului Național Liberal. Bună ziua, vă spunem pentru toți cei care sunteți astăzi prezenți și vă salutăm astăzi aici, la conferința noastră de presă. Suntem într-o formulă în care vom aborda câteva subiecte și naționale și locale, poate pentru a întări și ceea ce a apărut în spațiu public și poate și pentru a da explicațiile care trebuie date dacă sunt ceva lucruri încă neclar comunicate. Din punct de vedere al conferinței de presă, sunt alături de mine domnul prim-vicepreședinte George Lazar, domnul avocat, domnul prim-vicepreședinte consilier județean Mihai Stoica și domnul Bogdan Buhușanu, consilier județean și președinte al Comisiei de Cenzori în Partidul Național Liberal. Să-l rog pentru început să înceapă pentru conferința de presă domnul avocat Lazar pe o problemă care a fost sesizată din teritoriu de la un primar al județului Neamț, o altă abordare care va privi Consiliul Județean, după aia vor continua cei doi colegi consilieri județeni și voi încheia cu permisiunea dumneavoastră eu prin câteva declarații și pentru a întări mesajele care sunt și necesare și poate și întrebările care aveți, le aveți pentru a vă oferi răspunsuri. Domnul avocat? Da, mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, vă spun și eu. Distinși reprezentanța ai presei, două subiecte voi aborda în conferința de presă de astăzi, a Partidului Național Liberal. Pe de o parte, sunt sesizări care vin la Partidul Național Liberal de la diversi conducători de UAT-uri primari din județul Neamț. Una dintre ele este mai flagrantă, spun eu, pentru că, de exemplu, situația în Comunei Porca, unde domnul primar Ovidiu Geoniță ne supune atenției pentru a interveni atât în spațiul public cât și la organele abilitate din județul Neamț, respectiv zona de prefectură, următoarea adresă. Pe de o parte, domnul primar al Comunei Porca a avut până în prezent, din 2016 până în prezent, 6 acțiuni ale Corpului de Control a Prefecturii Neamț, controle repetate cu aceeași temă pe care dumnealui și din toate explicațiile și juridice și administrative pe care le-a dat le consideră la un moment dat ușor deplasat, iar această repetiție probabil că vine dintr-o zonă de răfuială politică pe care mai mari județi, respectiv prefectura și Consiliul Județean înțeleg să o aibă ca și abordare împotriva primarilor care nu sunt de acord cu opiniile lor sau care nu fac parte din cercul lor și din anturajul lor de prieteni politici. În acest sens, și am fost prefect al județului, am văzut, prin adresa trimisă de doamna prefect Daniela Soroceanu, în care spune că în urma unei solicitări transmise prefecturii Neamț prin intermediul unei rețele de socializare de către un cetățean al comunei, îi solicită domnului primar să facă o întreagă comunicare de acte de procedură și relații despre angajările și despre situația căminului cultural al Comunei Porca. Subliniez, neexistând o relație în acest sens de subordonare între primărie, căminul cultural și prefectură. Mai mult de atât, eu vreau să indică în acest sens ordonanța 27 din 2002, reactualizată în 2016, și arăt în sensul celor afirmate că doamna prefect ori nu înțelege, ori nu distinge bine legea, ori încearcă din nou să fie în zona de limită a unui abuz. De ce spun acest lucru? Pentru că la articolul 7 din prezenta ordonanță se spune clar, petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului nu se iau în considerare și se clasează potrivit prezentei ordonanțe. Ori, în mod normal, această sesizare pe care o trimit și solicitarea de răspuns pe care o trimis la primăria Porca din partea justiției prefectului trebuie să aibă anexat în spate datele de identificare ale petiționarului, petiția pe care acesta a formulat-o și înaintat-o către prefectură, cu motivele care sunt în spate, și apoi ceri un punct de vedere de la UAT Borca. Ori, în acest sens, nu sunt îndeplinite în cazul de față prevederile OG 22 din 2002, republicată în 2016 și actualizată, iar doamna prefect, din punctul meu de vedere, merge într-un derapaj
al literii și spiritului legii, forțând nota în acest sens și solicitând primăriei Comunei Borca acte pe care nu ar trebui să le solicite și o face în condiții de nelegalitate. Consider și trag un semnal de alarmă că nu asta este o conduită publică și administrativă demnă de instituția prefectului județului Neamț, nu este o atitudine normală în a pune presiune pe UAT-urile conduse de primari care nu împărtășesc aceeași culoare politică sau aceeași gașcă a domnului Ionel Arsene sau a doamnei Sorocean. Punctul 2 s-a discutat și publicat în diverse rânduri în presa din județul Neamț și s-a emis ipoteze și păreri în spațiu public cu privire la situația domnului consilier județean Baciu de la PSD. Ori în această situație o parte dintre adversarii politici sau poate și dintre colegii din presă au înțeles că foarte bine că domnul Baciu este într-o situație de incompatibilitate. S-a acreditat, zic eu în mod eronat și greșit, ideea că noi consilierii județeni ai Partidului Național Liberal sau noi PNL-ul nu am fi făcut la momentul respectiv ceea ce ar fi trebuit. Ori oameni buni, vă spun cu toată responsabilitatea și din punct de vedere și juridic și politic, următoarele lucruri. Domnul Baciu are o hotărâre definitivă prin nerecurare pe care dumneavoastră aveți la dispoziție, dacă nu vă pun la dispoziție imediat după conferința de presă, dar am văzut-o și în spațiu public, apărut în ziarele din județul Neamț, care din 3 ianuarie 2018 este adresă trimisă de Curtea de Apel Bacău Consiliul Județean Neamț, în care se stipulează clar, negru pe alb, subiect și predicat, că domnul Baciu a pierdut procesul cu Agenția Națională de Integritate, hotărârea fiind definitivă prin nerecurare, sens în care dispozițiile hotărârii judecătorești sunt aplicabile 100% fără a mai dezvolta alte situații juridice. Că ulterior, sfătuit de cineva sau de altcineva, domnul Baciu a înțeles la câteva luni după să facă un apel pe care l-a depus la Curtea de Apel Bacău, mult peste termen, fiind în tardivitate, nu produce apelul domniei sale efecte din punct de vedere juridic la soluția deja dată și care, repet, este definitivă prin nerecurare. Sens în care secretarul județului Neamț avea și are în continuare obligația legală să pună pe ordinea de zi în prima ședință și de îndată a Consiliului Județean Neamț încetarea înainte de termen a mandatului domnului consilier. În acest sens, consider și tragem un semnal de alarmă, noi cei din Partidul Național Liberal, că instituțiile statului respectiv, Consiliul Județean Neamț, prin conducere și prin secretar respectiv și doamna prefect, ca reprezentantă a instituției prefectului, să-și facă treaba, să aplice legea, să aplice o hotărâre judecătorească așa cum este ea redactată și care produce, ar trebui să producă efecte imediate, dar dumnealor, cei de la CJ și prefectură, se fac că nu văd sau că nu înțeleg și le place să arunce zona de responsabilitate spre oricine altcineva, dar nu se uită în ograda lor, pentru că responsabilitatea este exclusivă a lor, iar de aici se naște și o zonă culpabilă și o zonă dificilă din punct de vedere legal, pentru că vă închipuiți ce înseamnă toate proiectele de hotărâre de Consiliul Județean luate prin vot, cu votul acestui domn consilier Baciu, incompatibil definitiv, sunt luate într-un mod nelegal. Asta înseamnă că oricine poate ataca în contencios administrativ tot ce înseamnă hotărârile Consiliului Județean luate la vot și cu votul domnului Baciu. Asta creează o stare de haos și o stare reprobabilă din punct de vedere și juridic, dar și vă dați seama ce efecte pot produce astfel de acțiuni la nivelul Consiliului Județean și din punct de vedere administrativ și fiscal, că vorbim de Consiliul Județean, vorbim și de tot ceea ce înseamnă hotărâri luate de împărțire de fonduri sau de orice alte lucruri de extremă importanță. În acest sens, solicităm Consiliul Județean Neamț, prin secretarul Consiliului Județean, doamnei prefect,
să aplice legea, să pună imediat în aplicare hotărârea judecătorească în ceea ce privește pe domnul Bagiu, să ia de încetarea mandatului acestuia prin hotărâre judecătorească definitivă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul avocat! Vă rog, domnul consilier județean, pentru o problemă care a vizat ședința Consiliului Județean, ultimele două ședințe, ordinară și extraordinară, sau, da, ordinară și extraordinară, cu proiectul de hotărâre pe care colegii consilieri liberali l-au inițiat. Vă mulțumesc, bună ziua, sărut mâinile. O să revin și eu, și am mai spus și ieri, într-o scurtă declarație în cadrul Consiliului Județean. Oportunitatea inițierii de către noi a proiectului cu privire la repartizarea pe unități administrative teritoriale a acelei sume de 7,5 impozit venit. La baza repartizării acestor sume s-a luat în calcul analiza în cadrul grupului de consilieri județeni și cât și cerința fiecărui oate cu privire la necesarul de sume. Necesar de sume posibil de oferit, de dat. Dacă cineva ieri analiza în presă și spunea, păi la alte primării se dădea, ați fi vrut să dați doar 100.000. Păi orice cerere vine sau o adresă către noi sau o cerință verbală, imperios necesară, repetată, e clar că noi îi dăm curs dacă există. Tocmai de-aia noi când am repartizat acele sume, am lăsat un milion jumătate la dispoziția Consiliului Județean, dacă am scăpat ceva, să completăm aceste sume, aceste cerințe. Dacă nu a fost o cerere din partea unui oate. Bun, s-a mai avut în vedere și proiectele cu deadline închidere august-septembrie, după cum știți, perioada impusă de Comisia Europeană infringement prin respectarea calității mediului și a apei, sunt proiecte care trebuie închise în luna septembrie 2019. Sunt proiecte europene, în anii anteriori proiecția bugetară era oarecum altfel, după cum știți, repartizată cu anexă 2, anexa B pentru cofinanțări. Anul ăsta a dispărut și a apărut acest 7,5 necesar pentru cofinanțări. Sumă pe care domnul președinte și grupul consilierilor județeni PSD n-au cadadixit să spună hai să-i dăm drumul să o repartizăm. Ori noi reprezentăm un partid politic, nu sunt persoană fizică acolo, mă întreabă cel pe care reprezint, ce faci? Aveți de gând? Sau sunteți blat cu PSD-ul? Tocmai de-aia am inițiat. Tot acestor cereri. S-a avut la bază inclusiv comune de la Ștefan cel Mare, de la, Grințieș, Borca, Poiana Teiului, Oșlobeni, Gârcina. Spun astea că nu toate sunt comune cu spectru politic și cu majoritatea PNL. Adică acolo unde am găsit noi oportun că trebuie să repartizăm, am repartizat. Mă repet, am lăsat și o sumă la dispoziția Consiliului Județean pentru a echilibra acolo unde noi am scăpat sau nu am fost informați. N-am avut niciodată intenția de a face un partipriș, de a împărți după bunul plac, așa cum în alte decizii anterioare a procedat majoritatea PSD din Consiliul Județean. Cam atât pe tema asta. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul consilier județean. Vă rog, domnul Bucușanu. Bună ziua, vă spun și eu. Eu aș vrea să punctez niște aspecte legate de două subiecte. Primul subiect ar fi inițierea proiectului de grupul consilierilor PNL privind alocarea veniturilor, sumelor estimate din impozitul pe venit, din impozitul pe venit 7,5%. În completare ce a spus colegul meu și al doilea subiect referitor la rectificarea bugetară. Subiecte care au făcut obiectul ordinii de zi și ordinare și extraordinare. Referitor la alocarea sumelor către OAT-uri, din punct de vedere tehnic aș vrea să vorbesc mai mult și să spun că scopul inițiativei noastre a fost de urgentare a acestui proiect și de alocare cât mai repede a sumelor către OAT-uri, ținând cont că sumele acestea au venit din aprilie. Din discuțiile cu președintele Consiliului Județean
s-a stabilit că sumele se vor aloca după o discuție cu fiecare primar în parte, după sărbătorile pascale, lucru care nu s-a întâmplat. Până în luna iulie, când am inițiat iar demersuri să introducem pe ordinea de zi acest lucru. Ni s-a promis că la ședința ordinară, odată cu rectificarea bugetară, va fi și acest lucru introdus. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Iar în legea bugetului de stat spune foarte clar că Consiliul Județean are obligația ca în termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat în momentul oficial al României, partea întâi, să solicite în scris tuturor unităților administrative teritoriale din cadrul județului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru destinațiile prevăzute. Hotărârea Consiliului Județean se comunică direct cu Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice și așa mai departe. Adică eu consider că tergiversarea acestui lucru sau întergiversarea acestui lucru s-a ținut cont de factorul politic. Cred că dumnealui urmărește ca acest lucru să fie ca un fel de șantaj politic către primarii din teritoriu, ca să folosesc un termen din fotbal, se vor aloca după cum va băga fiecare materiale, dacă știți la ce mă refer. Suma este 28.492.000 de lei, care este sumă fixă pentru fiecare OAT și pentru fiecare județ și cred că e o sumă destul de importantă și necesită o agentare a acestui proiect. De asemenea, se clamează foarte mult în presă că grupul PNL din Consiliul Județean a fost împotriva rectificării. Nu, noi ne-am abținut. Acest lucru s-a datorat faptului pentru că președintele, consilierul județean actual, președinte al Consiliului Județean Arsene, și-a făcut un obicei din a introduce pe ordinea de zi, în ultimul moment, toate lucrurile care sunt importante și care ar vrea dumnealui să noi să nu avem timp să le studiem și să avem obiecții. Rectificarea bugetară, știți că nu înseamnă doar alocarea de sume. În rectificarea bugetară sunt nenumărate permutări din capitole. Cu unele suntem de acord, cu unele nu suntem de acord. Noi n-am fost chemați la nicio dezbatere din punctul ăsta de vedere, iar ca să demonstrăm bună noastră intenție, noi vrem să solicităm o întâlnire cu domnul președinte și să avem o dezbatere pe această temă, iar grupul PNL din Consiliul Județean nu va fi împotriva rectificării bugetului județean. Cam asta am avut eu să spun pe aceste două subiecte. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Buhușanu. În continuare am să vă aduc la cunoștință câteva aspecte care au fost luate în comisiile de specialitate în Camera Deputaților, în Comisia de Industrie și Servicii, și anume pe Ordonanța 114, celebra ordonanță. Colegii liberali au inițiat o serie de amendamente prin care au reușit abrogarea unor articole. Acest lucru este benefic și vom continua în demersul ca această ordonanță 114 să încercăm să o aducem într-o formă în care să nu pună economia în pericol. Am să citesc articolele și o să primiți în comunicare și scris. Articolul 40, care prevede plafonarea pe perioada 2019-2021 a indemnizațiilor acordate persoanelor persecutate din motive politice, din dictatură, cu începere de la 6 martie 1945. Articolul 46, care îi dădea puteri întărite ministrului de finanțe. Articolul 49, care stopa acordarea mierii de albine pentru elevi. Articolul 57 și articolul 59, fiecare dintre ele care sunt cu taxe de viciu și revin la ministerele de sănătate, respectiv Ministerul Tineretului și Sportului. Articolul 61, care prevedea pe prețul energiei și gaze pentru un amendament cu oferirea unui termen de 90 de zile pentru a nu crește prețurile. Articolul 78, cu taxa de 2%, care la fel s-a revenit la stabilirea acestei taxe prin ordin al președintelui ANRE. De ce v-am subliniat aceste lucruri? Pentru că și atunci când a fost emisă ordonanța 114 am sancționat-o și continuăm să spunem că ea nu a produs efecte benefice în economie. Am vrut să aducem la cunoștință aceste aspecte pentru că ordonanța va intra în procesul legislativ la Camera Deputaților și sperăm ca să fie discutat în cel mai scurt timp spre a fi și aprobat.
De asemenea, al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este pentru a întări mesajul pe care l-a dat și domnul președinte Klaus Iohannis, știu că a fost mediatizat în presa din Neamț, dar pentru a întări faptul că vizita din Statele Unite oferă stabilitate și dezvoltare economică. Lucrul acesta s-a văzut și prin declarația pe care au făcut-o de comun acord cei doi președinți în Statele Unite, dar și prin declarațiile pe care Consiliul de Afaceri Americano-Român, AMRO, declarații prin care acest Consiliu au recomandat președintelui Statelor Unite să susțină candidatura României ca membru în Consiliul de Cooperare și Dezvoltare Economică, la OECD. Programul Visa Waiver este iarăși una din punctele importante ale acestei vizite și nu aș trece cu vederea independența energetică și securitatea energetică, ceea ce a generat în continuare și va genera în continuare o serie de investiții la nivel strategic în România. Depășind latura acestei vizite internaționale, care consider că este prioritară și pentru a întări practic drumul pe care România îl are din punct de vedere al parteneriatului strategic și din punct de vedere al opțiunii clare pe care domnul președinte Iohannis o are, aș vrea să întăresc și eu că dacă colegii liberali în Consiliul Județean au făcut aceste demersuri, consider că le-au făcut și în legitimitate și într-un acord corect față de interesul cu care au fost investiți în Consiliul Județean de către primari, de către oamenii simpli prin votul primit. De aceea cred că rectificarea bugetară trebuie dezbătută corect, nu băgată pe ultima sută de metri. Consider că alocările de fonduri trebuiau făcute de foarte mult timp și trebuie date către primării, pentru că sunt foarte mulți primari și ați văzut și dumneavoastră că sunt primari care așteaptă acești bani, fie că vorbim de cotele de cofinanțare pentru investiții, fie că vorbim de cotele pe care le au ca necesitate pentru funcționare. Și cred că ducerea în derizoriu, într-o polemică publică în care se acuze unii pe alții că nu vin la ședințe sau vin la ședințe, nu este o soluție benefică. Apreciez ceea ce a spus domnul Bușanu de a invita la dialog la Partidul Național Liberal toți cei care vor într-adevăr o dezvoltare a județului, pentru că trebuia să menționeze și locația și o zi, să fac o propunere scrisă și cred că dacă cineva dorește cu adevărat o dezvoltare a județului, va trebui să vină alături de grupul de consilieri județeni să discute pentru o rectificare, dacă este o rectificare reală. Dacă este doar o rectificare de hârtie, atunci nu poate fi vorba de o reavoință, ci doar de o superficialitate.